Scumpirile aplicate prețului benzinei au făcut ca un litru să coste peste 5 lei. Această mărire a determinat reorientarea șoferilor mehedințeni în materie de combustibil. Având în vedere faptul că carburantul ăsta, benzina, a luat-o atât de mult în sus, cred că, adică am avut și pe un Opel pus și convenea mai bine cu GPL-ul și zic să pun și pe mașina care o am acum. Reprezentanții serviciilor auto care se ocupă de montarea instalațiilor GPL spun că cererile de acest gen au crescut simțitor în ultima perioadă. Proprietarii autoturismelor care funcționează pe gaz reduc aproape la jumătate cheltuielile de la pompele de alimentare. Astfel vor parcurge un număr dublu de kilometri cu aceiași bani pe care îi dădeau pe un plin de benzină. Totuși fac această alegere conștienți că puterea motorului scade cu acest combustibil. O economie de 40%, deci se va reduce costurile. Deci consumul va fi cam cu un litru mai mult decât benzină, la 100 de kilometri, iar costurile vor fi reduse cu 40%. Cererea pentru instalațiile de gaz a crescut foarte mult, din ianuarie începând cu 30-40% și în momentul de față 50-60% față de anul trecut. Instalațiile GPL costă între 10 milioane, bani vechi, și 100 de milioane. Prețul cel mai mic este pentru instalațiile de carburație, pentru Dacia în special, și cele mai mari pentru mașinile moderne. Instalații GPL trebuie montate doar la serviciurile autorizate. În caz contrar, acestea nu primesc omologare și astfel modificările nu vor fi trecute în cartea de identitate a autoturismului.